și fiecare neam cu obiceiile lui. Israeliții citesc mult, grecii vorbește mult, turcii au neveste multe, arabii au dinți mulți albi, nemții fumează mult, ungurii mănâncă mult, muscalii cântă și bea multe, englezii au gânduri multe, francezii scot la mode multe, armenii taie la frunze multe, cerchezii au și returi multe, ăștia, italienii taie la gogoși multe, sârbii macină multe și țiganii mănâncă bătaie multă. Țiganii trebuie să fie robi, că așa i-a blestemat Noe de când Ham l-a mâncit cu Balegă. A zis că trebuie să fie negri ca Balegă și robi. Așa e. Și de-aia trebuie sluniți bine, e poruncă sfântă. Da, cu Duhul blândeții, părinte. Da, eu așa metafirisesc. Creștinește. Chiar dacă sunt africă rău, că din tată o stără și mamă ceapă m-am făcut tardei. Dar mă port bine cu lumea, nu, Ionisă? Da, așa e. Că și la scripturi, părinte, merge să fim buni ca porumbei. Păi voi încă nu știți ce-i pe lume, bă. Dacă dobitoarcele n-ar fi fost în frunte, de mult ar fi spus și ea pe om. Și trebuie să știți că și între oameni, cea mai mare parte sunt dobitoace care trebuie ținuți în frâu dacă vrei să faci treabă cu dânsii. Mai ales la ciori mă gândesc. Frumoase gânduri, părinte.